Stimați telespectatori, vă salutăm din nou din studioul Apoloniei TV. Avem astăzi invitatul nostru, pe care îl respectăm și îl stimăm deosebit pentru documentarea pe care o aduce în emisiunile noastre, domnul profesor Orzeață, căruia îi spun și dânsului bun venit. Bine v-am găsit. Domnule profesor și stimați telespectatori, vă propunem astăzi să discutăm despre genocidul armean. Domnul profesor îmi spunea la începutul, înainte de a începe emisiunea, că ar fi bine poate să discutăm de ce considerăm o problemă de actualitate genocidul armean. Sigur că se găsesc niște elemente în politica contemporană, dar pierirea a peste un milion de ființe umane, de data aceasta de armeni, reprezintă totdeauna o problemă care trebuie cu atenție dezbătută, cunoscută și poate că acesta este motivul principal, domnule profesor, dar să ne referim și la problemele de politică contemporană care au forțat aducerea pe firmament a genocidului armean. Da, eu am fost de părere că s-au învolburat apele din nou ale politicii internaționale în momentul în care președintele american Joe Biden, pe 23 aprilie, l-a sunat de președintele turc Erdogan și i-a spus că în discursul pe care îl va ține pe 24 aprilie va menționa cuvântul genocid. Și pe 24 aprilie a vorbit despre faptul că are intenția să recunoască existența genocidului armean care s-a întâmplat în primul război mondial. De ce 24 aprilie? Pentru că atunci, practic, este considerat începutul acestui masacru, când 250 de intelectuali armeni au fost arestați, după aceea uciși. De la acel moment au decurs evenimentele în defavoarea armenilor. Dar, așa cum ziceați dumneavoastră, politica de oprimare a armenilor și a creștinilor în general din Imperiul Otoman a început mult mai devreme, odată cu emanciparea naționalităților și națiunilor din cadrul Imperiului Otoman. Acum, domnul profesor, sigur că dacă tot ați deschis subiectul acesta cu Biden și Erdogan, eu am și altă părere. Că Biden urmează să aibă niște discuții cu Erdogan legat de problemele din Siria, problemele Orientului, comportamentul lui Erdogan în cadrul NATO și atunci caută un argument cu care să-l pună în șac. Și cred că acesta este motivul principal. Dar mai este și alt motiv. Da. Un președinte al Statelor Unite a promis mai de demult... În campanie. Da, mai de demult că va recunoaște genocidul armean. Și acum, sigur că noua administrație și-a însușit acest punct de vedere, care este un punct de vedere cât se poate de serios, trebuie privit cu multă seriozitate. O problemă, ar zice, majoră chiar până la urmă. Au murit acolo peste un milion, 1.200.000, după unii 1.500.000 de armeni. Dar nu a fost singura, cum spuneați adineaori, n-a fost singurul masacru asupra armenilor. Este reținut masacru Hamidian, este reținut de asemenea masacru din Cilicia, da? Din orașul Adana, dacă nu mă înșel, da. Unde iarăși s-au întâmplat lucruri îngrozitoare. Și acum, poate e bine să o luăm de la un capăt de undeva, să arătăm și faptul că secolul XIX-lea, al XIX-lea secol, a adus slăbirea Imperiului Roman ca forță militară și politică, a adus pe de altă parte și emanciparea popoarelor asuprite care se aflau în, sub dominația în altei porți sau sub primei porți, cum așa de frumos se exprimă ei, da? Și atunci, și mai mult decât atât, se spune că și națiunea turcă însăși
a suferit o evoluție, s-a emancipat și dorește democrație, ca dovadă mișcarea junilor turci, care până la urmă a ieșuat. Dintr-o mișcare care a urmărit îndepărtarea sultanului și democrație, modernizarea statului, progresul, da, pentru că partidul lor se cheamă de fapt Consiliul Uniunii și Progresului, sau da. CUP. Da. Dar în același timp, CUP, după ce s-a servit de minorități pentru a îndepărta pe sultan, după aceea au introdus ideea panturcismului, ideea că Turcia nu este decât o singură, în Turcia nu există decât o singură națiune, cea turcă, că se vorbește o singură limbă, cea turcă, și așa mai departe. Și au început represalii împotriva celor cu care colaboraseră. Este și aici poate de spus faptul că între timp, dacă turcii au organizat această mișcare CUP, Consiliul Uniunii și așa, armenii, pe de altă parte, au avut și o federație. Federația Armeană. Federația Revoluționară Armeană, care luptau și ei pentru drepturile populației armene. Și au colaborat cu CUP până la un punct, după care... Exact, până după care... Au apărut disensiuni. Da. Și poate mai trebuie legate lucrurile și de alte evenimente. Înainte de a începe războiul mondial propriu-zis, existau niște conflicte la granița Turcia-Rusia, iar zona de populație armeană se găsea chiar acolo pe graniță. O parte la ruși, o parte la turci. Și atunci ambele țări acționau pentru a câștiga această populație. Turcii, mai mult, există armata a treia otomană care a fost zdrobită în zonă și alte întâmplări pe care probabil o să le povestim astăzi, și-au dat vina pe armeni. Că armenii sunt cei care... Da, vina pentru înfrângere, da. Da, pentru înfrângere. Dar mai este și altceva acolo. Au cerut armenilor să intre în armata turcă, inclusiv celor de la ruși, și să lupte împotriva rușilor, să se organizeze, să lupte împotriva rușilor. Și atunci, Federația Revoluționară Armeană a luat o hotărâre extrem de înțeleaptă. Au spus așa, noi luptăm împreună cu statul care ne conduce și are grijă de noi. Noi suntem la ruși, noi luptăm cu rușii. Facțiunea care locuiește cu otomanii, probabil va lupta cu subotomani, va lupta cu otomanii. Sigur, a fost o hotărâre grea. A fost o hotărâre grea. Mai târziu, unii conducători, lideri ai federației, spun, a fost o greșeală. Nici nu trebuia spus nimic, nu vorbit în felul acesta. Da. Pentru că, până la urmă, puneau frații să se lupte între ei. Situația care a fost și la noi, dacă vă amintiți, în Transilvania, același război, unul mondial. Pădurea spânzuraților. Exact. Este un exemplu. Descrisă. Da. Acum, eu aș propune să trecem în perioada dinaintea războiului, că de fapt războiul nu începuse când a avut loc acest masacru. Să trecem în perioada dinaintea războiului și să vedem cam ce s-a întâmplat în momentul acela. Pentru că au început, după ce armata a treia a fost înfrântă, turcii au realizat represalii în zonă. Da, bătălia de la Sarikamış. Da. Și au spus că această bătălie a fost câștigată de ruși cu sprijinul armenilor din armata turcă. Din armata turcă. Da. Și atunci au început masacrele. Armenii s-au organizat și au realizat o linie de apărare în fața orașului Van, cred că se cheamă. Da. Și atunci a început, sigur, o bătălie din asta, s-a realizat, de fapt, un front, pur și simplu, de o parte armenii, de o parte turcii. Și
Când în felul acesta am ajuns în aprilie 1915, la evenimentele din aprilie, care da. Spuneați 24. Dar și aici, istoricii împart în două etape acest masacru masiv. Spuneam că masacru a fost și în Hamidian și în Cilicia. Și avem niște cifre pe aici care sunt absolut impresionante. 30.000 de victime în Cilicia, 100.000 fără adăpost, 7.900 de orfani. Dincolo, în masacru Hamidian, iarăși 200.000 de morți, 2.500 de sate devastate, 568 de biserici distruse sau transformate în moschei. Adică lucrurile nu au început în 24 aprilie. De fapt, pe 24 aprilie s-a luat decizia. Da. De fapt, cel care conducea trupele, era vorba despre Enver Pașa, i-a acuzat pe armeni că din cauza lor a pierdut bătălia. Și atunci a luat decizia ca să fie pe 24 mai să fie uciși cei 250 de intelectuali. Apoi... Să știți că am o cifră absolut diferită. 2500, domnul profesor, am găsit în presă. 2345. Eu da. Spuneam, dacă da. Înainte de emisiune, că... Sunt cifre diferite. Aceste trimiteri la cifre sunt contradictorii de multe ori. De exemplu, când au venit rușii și au cucerit Van, au găsit acolo 55.000 de corpuri. Mergând mai departe... Da, dar nici nu începuse măcar masacru cel masiv din 24 aprilie. Da, dar după aceea s-a dat legea aceea a deportării temporare, așa numită lege Tahir, în mai 1915, în baza căreia, practic, toți armenii din zona de operații au fost uciși, iar cei care erau în altă parte a Imperiului Otoman au fost deportați în deșertul sirian. Da. Și o parte din aceștia au fost forțați să treacă la musulmani, la mahomedani, la islamiști. Putem puțin să da. Mai revenim? În februarie 1915, Comitetul Central al CUP, al acelui partid turc, și Comitetul Ministrului și Cabinetul Ministrului de Război, care era Talat Pașa și Enver, hotărăsc deportarea, scoaterea armenilor. Talat a fost armenilor. Ministrul de Interne. Talat a fost ministrul de interne și este considerat arhitectul... Nu, da, a fost și la război. E acolo nu e adevărat, timp. A fost o vreme fost și la război. Da. Și ce au făcut? Au ordonat deplasarea soldaților armeni departe de front și a populației. Și-au dezarmat, i-au închis așa, și după aceea i-au... Da. Este un eveniment nemaipomenit. Așa este, da. Deci soldații care luptau în armata turcă, armenii, au fost dezarmați. Dezarmați, convoaie, închis și după aceea unii și după aia uciși. Uciși, da. Uciși, lichidați în grupuri mici, spune istoria. Dispersați în grupuri și lichidați. Apoi a urmat, cum spuneați, deportarea intelectualilor, da? Și poate și aici trebuie spus cum s-a procedat. Noaptea, intelectualii au fost strânși la oaltă, familiile, copii, bătrâni, sigur, familii de avocați, de juriști, de medici, armeni. La început au luat în principal bărbații și bărbații erau considerați cei care aveau peste 14 ani. Ar mai fi de zis ceva, că a existat o opoziție din partea unor turci, vorba despre opoziția politică. Da. Iar cei care s-au opus au fost destituiți din funcție sau asasinați. Împușcați pur și simplu, cu o da. Cruzime nemaipomenită. Da. Ce s-a întâmplat acolo este ceva, dintr-un punct de vedere, inexplicabil, dar o să trebuiască să îl legăm și de alte fenomene ale istoriei. Se spune că deportau persoanele, ca și motiv, aveau o motivație, persoane nepotrivite mobilizării generale. Și atunci, din cauza aceasta, luau și
copiii și bătrânii și pe ceilalți. Tot felul de motive din acestea pentru ca mărșăvia să fie cumva acoperită într-un fel formal. Mai mult de atâta. S-a cerut și cei care i-au escortat pe cei deportați au fost paramilitari. Mulți dintre ei ceceni și circazieni. Și curzi, dar în principal curzi nomazi. Că asta spun istoricii. De ce curzi nomazi? Pentru că aceștia sunt cei care au fost cei mai răi, motivați pe de o parte de proprietățile armenilor. Da. Pentru că cei care au fost deportați li s-au confiscat proprietățile și cei care au contribuit la acest exod, la această deportare, au beneficiat de pe urma acestor exproprieri. Noi vorbeam adineaori despre întâmplarea din 1894, când au avut loc masacrele hamidiene. Hamidii erau cavalerii, erau cavaleria curdă, care era de o cruzime și de o barbarie nemaipomenită. Și a dat pe acești deportați pe mâna acestei cavalerii, care au tăiat în ei cât s-a putut. Da. Și li s-a cerut celor care îi escortau, atunci când îi ucid, să-și ia măsuri pe de-o parte, să nu fotografieze nimeni, iar cei care erau uciși să se facă ceva astfel încât să nu fie recunoscuți. Se mai vorbește și în presă și în istorie, s-a reținut și faptul că în 24 aprilie bărbații erau masacrați pe loc. Luași, uciși și s-a terminat cu ei. Îi duceau undeva, în afara orașului, îi masacrau. Femeile frumoase au fost violate, unele dintre ele au fost trecute la islamism. Exact, la fel și, ca copii, și copiii da. La fel. Da. Se vorbește de câteva sute de mii de copii care au mai supraviețuit, unii dintre ei, pentru că au fost ajutați de locuitorii turci și nu numai. Chiar dacă exista în această lege o prevedere prin care turcii care ajutau pe armeni aveau de suferit în sensul că puteau inclusiv să suporte pedeapsa capitală. Și la 24 mai, în jurul lui 24 mai, au apărut protestele guvernelor europene care au aflat și s-au documentat pe problemă. Era vorba în primul rând de Antanta, de țările Antantei, care au și amenințat. Cel mai documentat se spune că era și s-au și folosit în istorie pentru a pune lucrurile cap la cap și a desfășura un film al acestor întâmplări istorice lugubre, da? Ambasadorul Morgenthau, da. Morgenthau se spune că era cel mai... și-a lăsat în urmă chiar memorii cu date foarte precise. Și acum, sigur, apare legea Taheir, că e voie de făcut deportarea. Asta a fost... în mai. Da, a fost formulată de guvern după protestele guvernelor europene. Și după aceea au desființat-o abia în 4 noiembrie 1918. Aș vrea să spun că țările Antantei luând cunoștință pentru că au fost acolo și jurnaliștii occidentali și diplomații, nu numai occidentali, de asemenea au fost și alți oficiali și chiar călători fi căutând în perioada de război în acea zonă, care au documentat guvernele lor în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. La un moment dat, inclusiv Germania, care era practic aliată cu Turcia, a protestat pentru... dar a fost numai o declarație formală. N-au acționat în sensul stopării acestor. Dar țările Antante au emis o declarație prin care au amenințat că după război vor lua măsuri pentru că aceste crime de război să fie sancționate ca atare și de atunci în literatura de profil se menționează această sintagmă, crimă de război, care ulterior s-a transformat sau, mă rog, a avut și conotația de genocid. Înainte de a trece mai departe, domnul profesor, oare nu ar fi trebuit să vorbim și ceva despre Armenia ca așezare, ca geografie, ca un pic de... ca să știm unde să mergem atunci când căutăm pe hartă și să înțelegem că această populație armenească locuiește o zonă tot așa la confluența unor imperii. În Caucaz,
fiind vecină cu Turcia, dar nu are relații în momentul de față cu Turcia, de asemenea cu Armenia în partea de, cu Azerbaijan în partea de sud și cu Georgia în partea de nord și nord-vest. Așezarea ei între aceste state o pune în situația deosebită din punct de vedere al relațiilor internaționale și în principal din punct de vedere al comerțului. Practic, acum sar un pic peste timp, dar practic aș putea zice că emigrația armeană a început cam din momentul în care vorbeați dumneavoastră despre acele masacre din secolele 18-19-20 și în momentul de față se zice că Armenia practic are cea mai mare diasporă din lume, cea mai mare fiind în Rusia, după care în Statele Unite ale Americii aproximativ 1 milion de persoane. Important de menționat că mulți dintre aceștia sunt oameni bogați, fapt pentru care au reușit să aibă și influență în statele în congres, unde sunt ei. Da. Chestiunea este valabilă și pentru Franța, spre exemplu. Dar revenim și o să menționăm și chestiunile acestea. Deci Armenia a trebuit să lupte pentru independență cu cei care au fost în jurul lor. A trebuit să lupte și cu rușii. În ultima instanță, în momentul de față, ei sunt sprijiniți de ruși, dar nu cum a fost înainte, pe vremea Uniunii Sovietice, ci mai mult politic și economic, pentru că Rusia are niște baze militare în Armenia, inclusiv un radar pentru detectarea rachetelor balistice care ar putea să ajungă pe teritoriul Rusiei. Este o țară destul de mică, destul de săracă și cu un relief destul de accidentat. Mai există și enclava Nagorno-Karabakh, adică Karabahul de munte, care este în teritoriul azer. Există și o corelație, apropo de momentul acesta, de ce s-a reamintit sau de ce s-a reactivat problema genocidului arman, pentru că există din nou acuzații ale armenilor la adresa Turciei, pentru că Turcia a sprijinit direct și efectiv Azerbaijanul în lupta pentru Nagorno-Karabakh în anul 2020, când a fost o nouă etapă a războiului dintre aceste două țări. Poate mai trebuie să amintiți și faptul, domnul profesor, că este o armenii ca și oameni ca și populație sunt extrem de creativi, foarte buni economiști, foarte buni în comerț. În comerț, da. Foarte buni comercianți, da. Că au poate nu este lipsit de importanță, să spunem și că a fost primul stat care a fost creștinat. Așa se zice că Iisus Hristos vorbea și aramaica, adică varianta veche a limbii armene. Și de aici și o anume cerință a armenilor ca ei să fie recunoscuți ca atare de către lume în general. Printre altele, acum sar un pic peste timp, în 2015, când cel mai important prelat al armenilor s-a deplasat la Roma, într-o întâlnire cu Papa Francis, l-a determinat pe acesta să accepte să folosească noțiunea de genocid și cu acea ocazie a apărut reacții destul de violente din partea turcilor și a chemat chiar ambasadorul de la Vatican și a cerut Papei Francis să lasă istoria pentru istorie să nu se amestece în istoria Turciei. Am răspicat vorbesc turcii și la destul de la pactul Nord-Atlantic și la Vatican și da, este foarte interesant ce o să rezulte în urma întâlnirii cu Joe Biden. Păi Erdogan, acum dacă tot ați abordat subiectul, da, Erdogan, să mai debagăm puțin, da, și ne întoarcem. Erdogan a spus așa că dacă vor ajunge la o înțelegere, în sensul că Joe Biden să-și reconsidere punctul de vedere, și cu acea ocazie a spus, i-a cerut să se privească în oglindă pentru ceea ce americanii au făcut pentru indienii americani și ce nu a făcut pentru alte populații care au suferit din cauza unor masacre.
și a zis că dacă nu-și reconsideră punctul de vedere, atunci relațiile vor rămâne la nivelul 2021-24 aprilie. Dacă își reconsideră punctul de vedere, atunci relațiile între cele două state vor reveni la sentimente mai bune. După cum știți, există... Este un fel de șantaj aici, de fapt. Exact așa se manifestă unii politologi, în special occidentali, care spun că Turcia folosește șantajul în raport în principal cu NATO, și dar și cu statele interne. Este o grosomănie, o abatere de la subtilitatea și flexibilitatea diplomatică printr-un mod grosolan și abrupt de a pune problema. Păi amintiți-vă că în 2013, exemplu, în momentul în care coaliția de voințe condusă de Statele Unite ale Americii a atacat Irakul, atunci Erdogan a interzis, era prim-ministru, a interzis folosirea bazei de la Incirlik. Da. Ei, mai târziu, când a apărut criza refugiaților, a avut un dialog destul de dur cu Angela Merkel. Aceasta i-a promis din partea Uniunii Europene o sumă de bani pentru ca să mențină refugiații pe teritoriul său și el a spus că dacă nu îi se dau acei bani, vor da drumul la cel puțin 1 milion de refugiați. Exact, alt șantaj. Deci, altă modalitate. Dar față, vis-a-vis de German, a mai avut un gest absolut nediplomatic. Nu a permis militarilor germani să iasă din baza lor. Că au și după care acolo s-au retras. Deci, da, Angela după Merkel care Angela a retras trupele de acolo, da, și se spunea că și germanii și americanii ar muta bazele din Turcia în România. Așa se discuta, să spunem, neoficial. Există mai multe variante pe această temă. Deocamdată nu sunt confirmate oficial. Vreau să mai menționez doar că, dacă vă amintiți, la alegerile prezidențiale din Turcia, când Erdogan a fost ales prima dată, el a vrut să-și facă o campanie electorală în Germania, acolo unde există o minoritate turcă destul de puternică. Pentru că, iarăși fac un salt peste timp, de fapt înapoi de data aceasta, planul Marshall pentru Europa Occidentală a permis turcilor și grecilor să meargă în Germania pentru ca să participe la reconstrucția Germaniei. De Franța, fapt, nu prin planul Marshall. Germania a permis, Germania, da, având finanțele și dorind de această expandare economică, a avut nevoie de mână de lucru. Da, după care au apărut iarăși de controverse în legătură cu cei care sunt acolo, dacă să primească sau nu cetățenie, deci dosarul este destul de lung și cu Germania. În momentul de față s-a ajuns la o anume înțelegere, în sensul că cei care au fost înainte de 1991, dacă nu mă înșel, să primească cetățenie, ceilalți să primească doar o cetățenie temporară sau, mă rog, rezidență temporară până când se vor decide dacă rămân acolo sau dacă se vor întoarce în țara lor. În ansamblu, faptul că Erdogan și, de fapt, Turcia a avut mai multe refuzuri politicoase, dar le-a spune eu că nu sunt refuzuri în primul rând, ci li s-a spus Uniunea Europeană dorește Turcia să fie membră a Uniunii Europene, dar trebuie să îndeplinească niște criterii. Turcia nu le-a îndeplinit și atunci Erdogan s-a înfuriat și a spus voi aveți mai multă nevoie de noi decât noi de voi. Deci, apropo de limbaj, și în 2005, aș mai spune ceva, când i s-a reproșat că a intervenit în spațiul Kurdistanului irachian de data aceasta, pentru ca să distrugă taberele de curzi care au migrat din Turcia acolo și se antrenau pentru ca să îndeplinească atacuri teroriste pe teritoriul Turciei, a spus, de acum suntem o mare putere, nimeni nu se mai poate juca cu noi. Deci personalitatea lui Erdogan este una complexă și complicată, spune eu. Este chiar destul de... Unii îl acuză că, deși îl numesc sultan, că da, el ar vrea să reînvie Imperiul Otoman. Domnul profesor, pun o întrebare sau pun o problemă în discuție. De ce vorbim numai de Lukashenko? Păi vorbim... Și nu vorbim și de Erdogan? De ce nu ne arătăm nemulțumirea, vorbesc de statele Europei, pentru ce face
Erdogan și ne ocupăm numai de Lukashenko. Când avem din coace un membru al Turcia, un membru al Pactului Nord-Atlantic, unde democrația lasă de dorit, unde au fost închiși jurnaliști și toate celelalte. Vorbeați la un moment dat și ar zice, nu am dat, deseori ați vorbit aici despre dubla măsură, domnul profesor. Păi problema asta este. Politica internațională. Adică, și atunci acțiunile, fie că sunt ele bune sau dubioase, oricum populația nu mai are încredere. Da, da, vedeți că deocamdată... Când aici iei o atitudine, iar dincoace tolerezi sau te prefaci că nu observi. Problema este că Turcia este membru NATO, la un moment dat a fost calificat drept aliatul de neîncredere. Atipic. care nu prezintă încredere. Cu toate acestea, conducerea NATO s-a ferit să îl stigmatizeze. Pentru că există intenția de a rezolva problemele în interior. Eu cred că la summitul din 13 iunie se va aborda și problema aceasta. Și poate nu vor putea, domnul profesor. Păi se va aborda problema, dar asta nu înseamnă că vor decide, da, albă sau neagră. Se va aborda problema, nu în ideea de va încercând să rezolve. Vedeți, Erdogan spune așa, avem relații cu Rusia, avem relații cu China, avem relații și cu alții, deci nu noi avem nevoie de voi, ci voi aveți nevoie de noi. Ați văzut? Da. Și atunci, Pactul Nord-Atlantic are nevoie de Turcia, e lucru clar, dar mai intervine o nuanță. Dar nu are nevoie de Erdogan, ca persoană. E. Și atunci, acolo probabil că se va acționa atunci când se va crede de cuvință. Vă mai dau un element pe care probabil nu mulți oameni îl știu. Relativ recent, adică acum săptămâna trecută, l-a capturat pe nepotul lui Fethullah Gülen, care este considerat inițiatorul puciului din 2016 și în momentul de față se află în Statele Unite ale Americii. Apropo de relațiile Turcia-Statele Unite ale Americii, Erdogan a cerut extrădarea lui Gülen, Turcia, Statele Unite a refuzat, spunând că nu sunt argumente pentru a fi extrădat, dar acest om, adică nepotul lui Gülen, a fost capturat, nu s-a spus din ce stat, deci a fost capturat și adus în țară, exact cum au făcut evreii cu, de exemplu, Eichmann și cu alții. Același lucru s-a întâmplat și în 2008, când șase emigranți, nu în 2008, în 2016, când șase dintre cei acuzați pentru puciul din 2016 au fost capturați în Kosovo și aduși în țară. Și atunci serviciile secrete din Kosovo, adică șeful serviciilor secrete și ministrul de interne, au fost demiși. Deci are această practică. Da. De a distruge opoziția. Da, da. Uitați-vă că a demis, este al treilea guvernator al băncii pe care îl demite, chiar dacă, uitându-ne la cursul lirei turcești, aceasta a scăzut din cauza acestor demisii. După anunțul lui Biden, lira turcească a mai scăzut cu 0,6%. Deci toate aceste evenimente au impact asupra economiei Turciei. În momentul în care Turcia, spre exemplu, s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, amintiți-vă, luna trecută, și a spus că îl va ajuta, președintele Putin a anunțat suspendarea temporară a turismului în Turcia. Asta înseamnă încă vreo câteva sute de milioane care puteau să fie aduse de către... Deci există o mare complexitate în jurul acestui stat și în jurul acestui om care conduce acest stat. El, de fapt, vrea să aibă o conducere unipersonală, fapt pentru care are și puteri crescute, acceptate de către Parlament și, revenind la genocidul armean, majoritatea turcilor, inclusiv cetățenii de rând, sunt de acord cu poziția aceasta în problema genocidului armean, spunând că asemenea lucruri se întâmplă în război, ca atare nu este cazul să se extindă problema și să se acuze
Turcia pentru așa ceva. Da. Iar unii istorici și unii politicieni turci spun, noi suntem Turcia, nu mai suntem Imperiul Otoman. Ce s-a întâmplat atunci era al Imperiului Otoman, noi suntem altceva. Cu atât mai ușor l-ar fi să recunoască ce s-a întâmplat. E, asta spun unii politologi occidentali care spun că recunoașterea nu înseamnă diminuarea. Părerea mea este că lucrurile sunt și mai grave dacă nu se recunoaște. Și o să trecem acum să reluăm puțin genocidul acesta văzut de istorici strict de la 15 februarie până în toamna lui 1915, până în toamna lui 1916, deci pe durata 2 ani, ceea ce eu cred că nu este corect nici istoricește. Eu aș duce genocidul armean de la masacrele hamidiene din 1894, care au reprezentat prima etapă mai amplă de activități, de masacre, de deportări și de altele. A doua etapă este în 1909, după ce armenii au ajutat să-l dea jos pe sultanul în 1908, în 1909 este masacrul de la Cilicia. Și acolo, iarăși, cum spuneam, grav. A urmat apoi 1915. Și acesta este iarăși în două etape. 1915 din aprilie până prin septembrie și a doua etapă din sfârșitul lui 1915 și 1916 până în toamnă. Bineînțeles că persecuția nu s-a terminat brusc. A continuat, dar pe persoane și pe grupuri foarte mici și pe persoane X și Y. Dar în perioada aceasta masacrul a fost teribil. Spuneam noi că numai în prima parte, în anul 1915, în prima etapă a masacrului propriu-zis, să-i spunem, deși nu e corect vorbit, numit așa, în prima parte au fost uciși 1.040.782 de armeni. O cifră extraordinară. Și acum, sigur, cifrele cresc și scad după cel care raportează, dar cifrele acestea care sunt oficiale corespund cu cifrele lui Henry Morgenthau, ambasadorul Statelor Unite, și mai coincid pentru etapa a doua mai ales cu carnetul lui Talat Pașa, agenda, care se știe a fost agenda neagră. El a fost asasinat de patrioții armeni. În 1921. Și s-au găsit asupra lui documente, între care e și această agendă. Nu. Văduva lui le-a donat unui ziarist turc, iar acesta le-a publicat... Iată, acesta nu apare în documentarul meu. Le-a publicat în 2008. Da. Dar el a publicat doar faptic. Da. Și acolo se spune evidența deportărilor. 700.000 de turci și 924.000 de armeni, dar deportați. Nu spune că sunt uciși ca atare. Apoi această informație a fost preluată de către un armean care a publicat-o în limba engleză și a folosit noțiunea de genocid. Dar se știe că din deportări n-au scăpat decât unii care au fugit. Este au adevărat. Fost masacrați. Este adevărat. Există informații, cu metoda, aș zice. Există informații că mulți dintre cei care au fost uciși au fost aruncați în râuri. Unii dintre ei au ajuns inclusiv în râurile, în fluviile Tigru și Eufrat. Și pentru că, vă dați seama, până acolo a trecut o perioadă destul de mare, au produs epidemii în lumea arabă. Acum să trecem și la etapa a doua, domnul profesor. Din toamna lui 1915 până în toamna lui 1916. Cu ce debutează? În septembrie, Talat Pașa trimite o telegramă partidului Junii Turci cu un text în care cere pur și simplu declanșarea masacrelor. În masă. Da. E ca un ordin, domnul profesor. Da, era ministru de interne la momentul acesta. Da. Iar în 1917 a fost primul ministru, adică mare vizir, cum se spunea. Cum a continuat acest masacru? A fost poate partea cea mai odioasă. Pentru că au participat
și instituții ale statului implicate direct. Armata, poliția, Armata, da. Poliția, jandarmerie și alții. Da. Și acum au acționat și acele organizații speciale pe care le-a realizat Comitetul Uniunii și Progresului, au organizat niște grupuri de civili care mergeau, preluau de la armată grupul de deportați, îi duceau undeva în pustie și îi masacrau și eventual mai făceau și alte istorii pe acolo. Acum, este iarăși aici un element care trebuie neapărat discutat, domnul profesor. Presa îl menționează. Germania, care spuneați că s-a ratat, Germania din anii respectivi, hai ca să scutim pe Germania actual de atâta vină, Germania a trimis acolo, în faza aceasta a doua a masacrului, ofițeri și funcționari superiori care au participat la organizarea masacrului. Ce este interesant? Peste ani de zile, aceste persoane odioase au ajuns în Germania, s-au întors și au fost parte din cei care au organizat lagărele de exterminare a evreilor, spune presa, domnul profesor. Este un lucru nemaipomenit de. Sigur, mulți au de făcut clarificări. Cred că și nemții trebuie să facă clarificări aici. Și, în primul rând, fără îndoială, turcii, cum foarte bine Joe Biden cere. Dacă mi este permis, aș face o mențiune care zic eu că este importantă. Pe de o parte, există informații în legătură cu războiul greco-turc dintre 1919-1922, pentru că la încheierea războiului a existat o promisiune din partea lui David Lloyd George, prim-ministru Regatului Unit, către Grecia ca să primească teritorii în Turcia, în principal Anatolia. Și atunci, în 1919, grecii au debarcat în zona Izmir. Ei au început să masacreze populația de origine turcă. Deci ei au, așa spun unii istorici. La rândul lor, turcii s-au reorganizat și au început contraofensiva și în 1920 au reușit să îi înfrângă pe greci, dar în această perioadă au masacrat greci, armeni și, în general, creștini. Exact. Iar în final, istoricii extind masacrul de la armeni la populația 1923. Și grecii pontici, cum spuneam, armenii și ceilalți. Și acum, iată, curzii. Da. Le-a venit rândul curzilor să fie și ei tocați, masacrați. Mai vreau să spun că la încheierea acelui război s-a ajuns la schimb de populație. Care schimb de populație s-a făcut iarăși cu cum s-a întâmplat și între India și Pakistan, adică cu destui morți. Aici facem o mică paranteză. În textul, în presa pe care am citit-o vis-a-vis de contribuția unor funcționari, unor persoane fizice, nu știu dacă au fost trimiși, deși eu cred că au fost trimiși germani trimiși să-i ajute pe turci în exterminare, se spunea așa, că această mișcare avea loc după experiența pe care o aveau germanii în deplasările, dislocările populaționale după ce au ocupat Polonia și în războiul întâi. Da. Polonia nu exista atunci. Bine, teritoriile. Teritoriile care da. Deci, din 1795 Polonia a fost împărțită. Știți că eu personal am fost împărțit. Bine, în general suntem împotriva acestor dislocări și acestor măsuri împotriva populației și mai ales populație civilă care nu e angajată ca luptători. Dar eu am considerat multă vreme că polonezii și rușii au greșit și este de condamnat faptul că în Silezia au provocat dislocarea populației germane. Dar iată că acum izvoarele istorice arată că germanii au făcut lucrurile astea înaintea polonezilor. Dislocări
populațional. Deci e părerea etnică. Acum, lăsând la o parte că a făcut unul, că a făcut celălalt și de o parte și de alta, este absolut condamnabil. Până unde o să continuăm cu răzbunările acestea? Păi, după cum vedeți, inclusiv în secolul 20 și parțial și în secolul 21 există asemenea situații. Unele dintre ele sunt stimulate. Apropo de, haideți să ne amintim de anul 1948 în Palestina, haideți să ne amintim de situația care s-a întâmplat în Kosovo, Kosovo și altele, da. Altele asemenea, inclusiv în Irak, în 1988. Domnul profesor, dar mai este ceva dureros, ceva da dreptul dubios sau nu știu cum să, ce epitete să mai folosesc. Ceva care nu e în ordine în toată povestea aceasta. Formal, s-a constatat că s-au realizat niște abuzuri împotriva armenilor. Și atunci s-au luat și niște măsuri. Da, tratatul la Sevr, 1920. Și au fost exilați cei considerați vinovați în Malta. Unii dintre ei au fost judecați și chiar spânzurați, da, dar unii dintre ei au fost condamnați în lipsă, pentru că n-au fost prezenți. Da, s-au exilat în Malta. A venit Atatürk și a venit la putere și exilații din Malta s-au întors în Turcia și mulți dintre ei ocupat funcții, domnul profesor. Pentru că în 1923, practic, guvernul condus de Mustafa Kemal a decis că nu se vor aplica acele decizii pe care le-a luat și justiția și de asemenea și care s-au luat în tratatul la Sevr. Istoria este foarte încurcată. Așa este. Istoria este foarte încurcată și dacă te apuci să tragi firul, obții un ghem foarte complicat. Încălcit. Încălcit, da, și vina este în mai multe direcții, dar oricum ar fi lipsa de respect față de ființa umană, lipsa de respect față de populații întregi și cruzimea cu care au fost tratate unele minorități naționale și în război și chiar în afara războiului este absolut uimitoare. Haideți să ne amintim, de exemplu, despre faptul că în 1915 a mai existat un masacru de la Gallipoli. Vă rog să mă iertați. Circulă tot felul de istorii legate de OZN și de extraterestri. Și unii spun așa, extraterestrii au spus așa, nu avem nevoie de ăștia. Ăștia se taie și se mănâncă între ei. Până nu se liniștesc, nu avem de ce interveni între ei. Îi lăsăm să se civilizeze, să capete maturitatea necesară, ca după aia să putem intra în relații normale cu ei. Pentru că pe ăștia, dacă ne-i aducem în casă, vor face ceea ce știu mai bine. Intrigă și să-și ucidă semenii. Da. E interesant și punctul ăsta. E puțin science fiction, dar e de luat în considerație. Eu am vrut să aduc în atenție masacrul de la Gallipoli din 1915, care a fost pe 25 aprilie. De ce? Pentru că atunci, la ideea lui Winston Churchill, s-a încercat debarcarea de la Gallipoli. Majoritatea soldaților au fost australieni și neozeelandezi. Aceștia au fost înfrânți și mulți dintre ei au fost masacrați. Unde este chestiunea pentru care merită să fie menționat? S-a ridicat de către Turcia un monument în cinstea acestor militari și se comemorează an de an acest masacru și recunoscut ca atare. Da. Și atunci, de ce nu se recunoaște și ălălalt? Pentru că aici s-a... Iar Erdogan a propus... A fost pe câmpul de luptă. Iar dincolo s-au luptat cu oameni neînarmați și oameni, poate din cauza așa. Iar Erdogan a spus așa, să lăsăm istoria istoricilor... Sau este prea oficial. Și să constituim o comisie mixtă de istorici care să ne spună adevărul și după aceea să decidem. Erdogan a zis? Da. Mă miră. Inclusiv de istorici ai lui. Inclusiv anul acesta. Ei, apropo de acea carte neagră, turcii au introdus în Constituție un articol 309 prin care orice turc care recunoaște genocidul armean este pasibil de pedeapsă, de închisoare. E clar. Vedeți, este o anomalie
și juridică și în ce privește democrația, pe cum impui. Nu are voie omul să spună, da, domnule, am fost de față și a fost genocid. Sau sunt date și atunci sigur că pune istoricii și înainte de a-i pune să cerceteze, le arată articolul din Constituția lor. Și un armean care era redactor șef la o revistă armeană din Turcia, de la Istanbul, a fost ucis în 2005 pentru că el încerca să repună în discuție acest genocid armean. Cel care l-a ucis a fost, până la urmă, prins și condamnat la 23 de ani de închisoare. Domnule profesor, timpul nostru a expirat. Aș zice că datorăm poporului armean cel puțin recunoașterea personală a acestui genocid și chiar mă uimește faptul că... Interesant e că România nu a recunoscut. Știu că n-a recunoscut și se pare că România păstrează niște rezerve legate de o eventuală relație cu Turcia. Dar în momentul când Statele Unite vor recunoaște, nu cred că România va mai sta deoparte. Da. Am înțeles că și președintele nostru a evitat subiectul. Da. În diverse ipostaze. Am înțeles. Și eu m-aș mai avea o idee care cred că trebuie să o exprimăm aici. Fără îndoială îi plângem pe armeni și toate victimele masacrelor și a genocidului din Turcia. În același timp, cred că trebuie să mai spunem și altceva. Nici nu cred că turcii în ansamblu trebuiesc acuzați în ansamblu. Și cred că această acuză trebuie adusă oamenilor politici, instituțiilor statului care s-au implicat și care au ordonat aceste masacre. La fel ca și în Germania. Poporul german în sine nu este vinovat de ce s-a întâmplat. Da, dar când vorbim despre imagine, de cele mai multe ori, imaginea liderilor se transferă asupra populației. Poporului. Este adevărat. Eu aș propune să vă mulțumesc și să mulțumesc și telespectatorilor și să încheiem această discuție care este deosebit de tristă, dacă nu chiar lugubră. Da, din păcate. Vorbim despre oameni, milioane de oameni morți într-un singur masacru. Dacă aduni toate milioanele ucise, că se împlinesc și alte asemenea cifre, cifra este cu mult mai mare. Vă mulțumesc și mulțumesc și telespectatorilor. Vă mulțumesc și eu.